Informați-vă temeinic și solicitați actele doveditoare privind proprietatea terenului atunci când doriți să cumpărați un loc de vechi în cimitirele din Pașcani. În ultima perioadă, pe rețelele de socializare au apărut numeroase anunțuri de vânzare, în contextul în care primăria municipiului se pregătește să preia de facto administrarea cimitirelor, inclusiv a celor din suburbii. Cum terenurile au fost trecute în domeniul public al municipiului și nu pot fi înstrăinate, se impune întrebarea ce vinde așa zisul proprietar al locului de veci, cu ce rămâne cel care plătește și mai ales ce acte urmează să fie făcute între cele două părți. Sumele de tranzacționare sunt destul de mari, de la 2.000 la peste 10.000 de euro, în funcție de amenajările făcute. BIT-TV a adus acest subiect în discuție în cadrul conferinței săptămânale de presă și a solicitat lămuriri. Edilul municipiului Marius Pintilie a susținut că primăria încă nu a preluat administrarea cimitirului municipal și a celor din suburbii, deși din punct de vedere legal, ele sunt deja ale administrației locale. Mai mult, primăria Pașcani are de câțiva ani de zile un serviciu specializat, cu tot cu salariați, pentru administrarea cimitirelor. Au fost ocupați cu inventarierea locurilor de veci, dar acum edilul susține că această acțiune încă nu a fost finalizată. În momentul de față, cine se ocupă de administrarea cimitirului municipal? Nimeni. E un vid de autoritate? Sau? Așa este, un vid de autoritate de 30 de ani. În momentul de față, până acum știm cum a fost. Da, nu am preluat administrarea oficială a cimitirului. Vom avea regulamentul în Consiliul Local, cred că septembrie, după ce se termină perioada de dezbatere publică. Și din momentul în care avem un regulament, vom prelua treptat aceste cimitire în administrare. Pentru că nu putem să le preluăm pe toate odată. Asta s-a făcut o inventariere? Toate cimitirile? Inventarierea cimitirilor sau a locurilor de veci? Locurilor de veci din cimitir. Suntem pe un parcurs acum, probabil mai mult de jumătate este inventariat. Primarul Pintilie le recomandă celor care au nevoie de un loc de veci să mai aștepte încă 7 luni de zile până la amenajarea noului cimitir. Aici locurile de veci nu vor fi cumpărate, ci închiriate, dar numai pe baza certificatului de deces sau pentru cei cu boli incurabile sau cu vârsta peste 75 de ani. Eu recomand tuturor celor care se gândesc că vor avea nevoie de un loc de veci să mai aștepte 7 luni de zile pentru că vom avea locuri de veci disponibile și nu o să trebuiască să plătească bani în plus acum. O altă problemă neclarificată este situația celor care și-au amenajat locuri de veci și cavouri în cimitirele din Pașcani și suburbii, dar care nu sunt încă ocupate sau folosite. Terenurile au fost cumpărate sau preluate de la familiile decedaților care au fost înhumați acolo sau de la biserici. În opinia primarului, astfel de situații sunt puțin probabile, deși cimitirele sunt pline de cavouri făcute la comandă, în special de oameni înstăriți. Astfel de afaceri sunt înfloritoare și se fac la comandă de ani de zile, pe domeniul public, cu acordul tacit al primăriei. Edilul spune că după aprobarea regulamentului de funcționare a cimitirelor, cei care dețin cavouri sau locuri de veci fără să fie înhumate persoane decedate, își vor pierde dreptul de folosință asupra lor. Pintilie nu a explicat cum anume vor fi confiscate cavourile sau dacă vor fi dărâmate și a recunoscut că astfel de situații ar urma să fie rezolvate în timp. Nu există nimeni înmormântat acolo, atunci este terenul primăriei. Și ce se va întâmpla cu construcțiile care au fost făcute? Sunt făcute fără acordul primăriei. Dar este undeva scris, afișat în momentul de față, nu aveți voie să faceți genul ăsta de amenajări? Nu cred că este, dar niciodată n-a fost... Dar ele se fac și astăzi, se lucrează, se fac să te amenajeze. N-am. Eu am văzut și eu oameni care sunt în cimitir, mă gândesc că sunt fac amenajări acolo unde sunt oamenii înmormântați. Mă gândeam că cineva își repară mormântul sau îl îmbunătățește sau îl amenajează. Nu știu să fie locuri libere în cimitir. Eu știu că nu mai avem locuri libere în cimitir, dar repet... Noi nu putem să dăm documente doar pentru faptul că, domnule, am pus eu acolo niște granit și trebuie să fie terenul meu. Pare absurd, dacă mă întrebați pe mine. Noi dăm documente doar dacă cineva prezintă un certificat de deces, un document din partea parohiei de acolo care a spus, da, domnule, am oficiat o mormântare în anul cutare și este omul acolo înmormântat. Noi doar așa putem să discutăm.
Neclarități sunt și în legătură cu locurile de veci ocupate. Conform proiectului de regulament, o familie nu poate deține mai mult de un loc de veci în toate cimitirele, nu doar cel care urmează să fie amenajat. În situația în care a fost făcută o înhumare, iar la scurt timp apare un alt deces, administrația va pune la dispoziție provizoriu un nou loc de veci, dar care urmează să fie eliberat peste câțiva ani de zile. Situația de la fața locului este total diferită. În multe cazuri, o familie are în îngrijire câte două sau chiar trei locuri de veci, unde au fost îngropate rudele. Întrebat cum va fi rezolvată această problemă, primarul Marius Pintilie a lăsat să se înțeleagă că proiectul ar urma să fie modificat, așa încât unele măsuri să aibă aplicabilitate doar în noul cimitir, nu și în cele ocupate deja. Mai exact, el recunoaște că proiectul de regulament, dacă va fi aprobat, nu va putea fi aplicat în forma propusă. O familie, în momentul în care face o cerere, de la am nevoie de o cerere, îți dau un loc de veci, justificat cu documente. Dacă tu vii și spui, domnule, nu, eu vreau trei locuri de veci ca să le am eu, răspunsul este doar unul. Deocamdată cei care îți dăm unul, trebuie să facă cerere sau nu trebuie cei să facă? Nu trebuie să facă cerere, că vor primi automat. Asta vreau să zic. Noi avem un moment zero în care oamenii sunt înmormântați. Exact. Aia că va primi un loc de familie pentru cele care se dau noi. Asta încerc să zic. Aici este diferența. Deci, nu se aplică pentru cei care au locuri de clar, veci. Pentru că acolo, dacă sunt 10 locuri de familie, locuri de veci într-o familie, 10 documente să se dau. Nu mai există varianta în care, domne, știi cum e, dar ce să facem? Să-i mutăm? Ar trebui să faceți precizarea asta. Corect. În regulament, pentru corect. Că nu este distinctă precizarea. Adică de spus că regula cu 1 pe familie se aplică pentru cele noi. Dar, repet, dacă o familie vine și zice, domnule, Doamne, ferește să nu pățească nimeni așa ceva, am nevoie de trei locuri pentru că s-a întâmplat ceva, trei locuri să se întâmple. Edilul a mai spus că ar fi dispus să facă demersurile necesare pentru ca cimitirele vechi să rămână în administrarea parohiilor, dar după aprobarea și implementarea regulamentului de funcționare, adică după impunerea controversatelor reguli. Nu exclud posibilitatea de a da în administrare bisericilor aceste cimitire din suburbii, dar am spus că decizia se va lua după ce începem să funcționăm în cimitirul municipal, din Pașcani, central. Pentru că noi astăzi discutăm de un regulament, discutăm de un regulament care este doar la dezbatere publică, nu este aprobat și nu este implementat. Eu mă aștept sincer să avem multe surprize după ce îl implementăm, să trebuiască să-l îmbunătățim. Așa cum nu știm noi exact ce se întâmplă în a aplica acest regulament, cu siguranță și preoții din suburbii, nici ei nu pot să anticipeze orice fel de situație. Menționăm că în cimitirul actual al municipiului Pașcani, câteva mii de locuri de veci au fost obținute prin cumpărare de la RAGCL. Primăria nu a clarificat nici până acum dacă chitanțele emise atunci au sau nu valoare de proprietate, sau doar folosință asupra terenului și pentru ce perioadă. De asemenea, nu a fost clarificată nici situația terenurilor cumpărate sau obținute prin donații de către biserici, suprafețe care au fost trecute în mod abuziv în domeniul public al municipiului.